Ce mai faci? Cum te simți? Ai tăi sunt bine? Acum, mai mult decât oricând, știm că ai nevoie de acces rapid și simplu la serviciile de sănătate. Tu și familia ta ne inspirați să creștem. Creștem și dezvoltăm o rețea de sănătate cu servicii medicale de tot spectrul. Diagnostic funcțional, consultații medicale și analize de laborator. Ca să ai acces la diagnostic și tratament într-un singur loc. In Vitro Diagnostics, rețea de sănătate. Acum mai mult decât un laborator medical. Cine crede că hai să ne jucăm de-a face muzică? Nu e așa. Da? Eu, de fapt, am crescut până la 7 ani fără părinți. Da. Ai luat vreodată vreo palmă de la tatăl tău? Bun. Eu, din 88, am început să realizez că eu stau în casă cu un geniu. Если бы я написал такие песни, я бы давно уже был бы миллионер. Radu, cine te ține acum drepturile de autor asupra pieselor făcute de tatăl tău? Numai din De ce plâng chitarele, trebuie să ne vină o sumă foarte mare. Bun. Sunteți în litigiu cu Dan Balan? Mi s-a spus, domnule, stai cu mintea acolo în colțul tău. Wow! Da. Suntem altfel, aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat. Rodica Cioranică. In Vitro Diagnostics. Inovații medicale la discreția ta. Visul e să fii artistă la TV. Să măcar ca tațul care stă la PCR. Ia Rodica, Rodica, să praște unimica. Mare sper voi fi și pe voi împugăți. Oata! Ia Rodica, Rodica, să praște unimica. Mare sper voi fi și pe voi împugăți. Bună seara, Chișinău! Bună seara, Moldova! Mihai Dolgan, creatorul formației Noroc, ar fi împlinit mâine 80 de ani. Tot în acest an, formația Noroc face 55 de ani. Vreau să ne amintim astăzi de Mihai Dolgan și oamenii care au făcut Norocul împreună cu fiul său, artistul Radu Dolgan. Domnul artist, bună seara! Bună seara și la mulți ani! La mulți ani! Și să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun anul ăsta. Așa să fie? Să ieșim din, hai să spunem, din ceea ce am avut și să mergem spre... Spre ceea ce soare. Credem... Spre soare, absolut. Radu, un pahar de vin. Așa. Mulțumesc, noi avem rupuna. Dialogurile cu un vin bun în fiecare duminică seara. Ca să meargă emisiunea așa cum trebuie. Da. Ziceam că acest interviu să fie, o prima parte a acestui interviu, un omagiu adus tatălui tău, maestrului Mihai Dolgan, pe care am avut marele noroc să-l cunosc. Și un om pe care l-am apreciat foarte mult, de care am fost foarte atașată emoțional. Și a avut toată admirația mea și a echipei noastre. Am făcut și emisiuni frumoase și reviste frumoase cu voi, da. Și evenimente frumoase. Super shooting-ul cela care l-ai făcut tu. Asta a intrat voi în clasică de acum. Da, ați deschid și văd, eu spun, domnule,
Ce mai o copertă de album ați făcut cu acel shooting. Da, și procesul acela de așa cum făceam pozele. Tatăl tău a avut o soartă destul de grea. S-a născut în, în Sângerei, dar la 6-7 anișori a fost deportat în Siberia cu părinții lui, în gulag. A stat, a revenit acasă pe la 14 ani, nu? Știi, eu am să-ți spun așa, cum este. Taic-meu a fost un eu consider că, eu nu spun de pe, nu vorbesc de pe pozițiile fiului, eu vorbesc de pe pozițiile unui om. El a fost un om adevărat, fiindcă ceea ce a fost greu și ceea ce a fost tragic, el nu, îmi povestea foarte rar. Dar desigur că el nu a povestit istoria, dar asta îi producea o stare foarte... Deci el, tristă. El evita emoțiile negative, da? El îmi spunea așa, tu nu ai cum să înțelegi. Tu nu știi ce înseamnă asta și nici să dea Dumnezeu să nu se mai repete niciodată. Ori eu am să spun că din punct de vedere muzical, el lucrurile astea le-a transmis, le-a transpus în muzică. Fiindcă adevărul care l-a scris el pe parcursul anilor, asta a fost în muzică. Da? Cine crede că hai să ne jucăm de a face muzică, nu e așa. Arta nu se face. Arta sau se face sau nu se face. Și desigur că dacă Dumnezeu, cum spuneți, a pus mâna pe creștet, atunci... Fiindcă el m-a povestit, hai să spun, cum au făcut și chitarele, și, începând de la chitarele, da? Că, da? Hai să spun, toată lumea, de ce plâng chitarele, chestia nu știu. Ori el spune, eu niciodată n-am crezut că chitarele o să devină un șlagăr, da? Deci cum au scris chitarele? El a venit dintr-un turneu, da? Și a mers la țară, la nord, a prins o căruță, că până în sat erau 5 km. Și stătea în căruță, îl duceau în sat și căruța așa mergea să hurduca și el a început să fluire. Da? De ce plâng chitarele, știu doar felinarele, strunele amarele, ce oare au pierdut? Fiata asta a fost de ce plâng chitarele. Nu, au revenit în oraș, l-a contactat pe Krimerman. S-a fost să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Chitarele cu cântul un artist au stat în topurile britanice, da? Britanice, da. Da. Deci în, au stat vreo câteva luni de zile în topurile britanice. Bine, atunci cum se făceam? Deci era Uniunea Sovietică, da? Ei aveau o popularitate vie. Vie, nu era vorba de internet, de nu știu ce. Da. Se cântau foarte multe concerte. Lumea a început pur și simplu, cum se spune, să meargă după ei. Da, iată, ăștia sunt fani. Ăștia sunt fani adevărați. Deci, mie nu-mi plac cuvintele. Fan, da, nu da. Știu ce altceva, chestii, eu... Da, da. Deci, oamenii care cred în creația unei trupe, ei merg după trupă în turnee, da, și mergeau, deci cu autobuzele mergeau după ei, da? Deci mi s-a povestit pur și simplu ceea ce se făceau. Ei, cum spune, pur și simplu devastau țel, da? Fiindcă ce cântau? Ei cântau rock and roll. Și punct. Cum era tatăl tău cu trupa, cu bandul și dacă relația lui cu mama ta în scenă era diferită de relația de acasă? Pentru că eu știu că în scenă el era un om sau un profesionist foarte exigent, pentru care nu conta că alături e soția ta, mama copilului tău, ea este artist în primul rând și trebuie să facă un lucru perfect. Aici este vorba de profesie, da? Deci, glume nu se făceau. Nu se făceau, fiindcă cum să spun? Deci, tu nu puteai să faci, nu știu, ce-ți place ție astăzi, să cânți, vreau așa sau vreau... Se făcea ceea ce trebuie să se facă, dar, în primul rând, se atragea atenția la ce? La ce vrei tu să spui din scenă? Tu ai ce spune din scenă sau nu ai? Fiindcă dacă nu ai, ții, pur și simplu, nu ți se permitea. Era consiliul artistic să se spunea, tu nu treci, tu... punct. Dacă ți se dea, să primeai a doua șansă, atunci era bine. Ori la capitolul familiei era foarte simplu. Hai să spun, ei când s-au căsătorit,
Mămica a venit în noroc ca solistă. Da? Ca o solistă clasică. Ea a început pur și simplu să cânte, da? Ea îmi povestea, deci, tăticul, când a mers să o asculte la Neaga, da? El așa și-a spus, Liduța, uite, eu presimt că tu ai să fii o cântăreață mare. Dar noi trebuie să mergem pe ceea ce ai tu de la Dumnezeu. Deci, eu păstrat eu ăsta. Știi, eu dezvoltat, știi? Nici nu știu cum să spun. Deci, credo ăsta, care se numește, știi, față de artă, de muzică, de frumos. Și desigur că multă muncă, da? Repetiții multe, turnei, multe, multe concerte. Dar acasă ei, când erau familie, erau pur și simplu o familie clasică, da? Ce veneau din turnei? Când veneau din turnei, ce vreau să facă? Să se odihnească. Și să mă vadă pe mine, fiindcă eu, de fapt, am crescut până la 7 ani fără părinți. Da, eu am colindat cu ei toată Moldova, Sovietic, deci foarte mult în multe orașe cu ei, da, eu mămica îmi povestea când m-a scăpat, cum spune, prima oară în scenă, absolut, cu ei mă transmiteau unul de la unul la altul, da. Așa. Cânta mămica, mă ținea Surceanu, după aia Surceanu, spre exemplu, Petrache, da, ține-l pe ăsta mic, da. Și tot așa, și eu, la un final de concert, am ieșit pur și simplu în scenă. Era mic de tot, da? Și asta cred că a fost un fel de botez. Bine, eu instinctiv cred că știi că viitorul meu o să fie, hai să spun, artistic, dar nu știam ce mă așteaptă, fiindcă eu am dat la școala muzicală pe un conservator, dar asta e altă istorie de acum. Dacă vrei, mai târziu. Da, da, fiindcă la 7 ani de zile, taică-miu, pur și simplu, ei erau un turneu și eu am dat la școala muzicală fără știrea lor, da? Taică-miu nu a vrut să devin muzician, tu nu ai nevoie să asta e o soartă... Grea. O soartă nerăsplătită, cum se spune, da? Asta e o soartă cu sacrificii. Și atunci eu am mers cu bunica mea. Și am dat la școala muzicală și el, când a venit din turneu, m-a pus în fața lui și a spus, tu, măcar îți dai seama ce alegere ai făcut. Da, ce alegere ai făcut. Tu știi că tu o să trebuiască să studiezi foarte mult. Eu am dat la vioară. Și iată 11 ani de vioară și pian. Da? Cum era atmosfera în casa voastră? Vă rânduiați la pian sau tu sau domnul Mihai? Sau era tot timpul atmosfera de asta creativă, muzică? Deci când eram mic, eu pur și simplu, cum spune, respectam regulile nescrise a unei case artistice. Așa au fost și la toți muzicieni, la toți poeții, așa. Iată, eu chiar l-am ascultat zilele astea, Picălin, Vieru, fix așa. Deci când se compunea, se scria, era liniște, pur și simplu. Eu de mic copil știam ce înseamnă liniștea. O liniște creativă, da? Nu făceam figuri, nu știu ce. Mi s-a spus, domnule, stai cu mintea acolo în colțul tău. Deci asta... ai luat vreodată vreo palmă de la tatăl tău? Cum să spun? Cred că da. Cred că da, dar am și meritat. Am meritat, da, fiindcă taică-miu, asta taică-miu pentru mine a fost un adevăr. Fiindcă eu, de fapt, am început să-l cunosc cu adevărat, când am venit în noroc, în 88. În 88, când am venit în noroc... Abia atunci. Da, da, fiindcă eu am fost invitat în noroc. Eu cântam în alte trupe, hai să spunem, și trupa în care eram, eu eram la Teatru Creangă, da? Noi eram grup la Teatru Creangă și aveam un program artistic și... Nu ne simțeam foarte bine, dar ni s-au spus că nu au nevoie de noi. Și atunci eu am rămas așa, cum spun, în aer, da? Și taică-miu așa, printre altele, a spus, uite, acum să facem concurs la filarmonică. Poftim, poți să mergi și să dai audiția. Fără ca să... Stăteau în sală Curbet, Lunchevici... Și ai trecut. Da, și eu am ieșit și am cântat și mi s-a spus, da, ești admis. Și atunci stai când mi-a spus, poți să încerci, la mine, da. Ei, când am, deși că eu știam cum să pace pâinea asta, cum să spun eu,
cu ce se respiră și cu ce se mănâncă, dar când am intrat, de acum, cum spune, în tot ce înseamnă proces, atunci eu am spus că da, domnule, asta e alt nivel și... Dar, deci nimeni nu era cruțat și nu era favorizat. Da, în primul rând eu eram. Eu eram ăsta, cum se spune, care eu primeam cel mai mult. Eu am venit în 88 când era Ricu, da, când maică-mea Ricu, Gheorghe Țopa, da. Uh-huh. Dar după aia am rămas, deci Gheorghe a plecat și noi am rămas Ricu, eu și maică-mea. Da, super concerte, super, super. Radu, zi-mi, te rog, cât de des la voi în casă sau voi mergeați poate în casele oamenilor de care vorbim, se aduna lumea și vorbeați despre artă, despre se bea, asculta muzică. Noi am fost și suntem o casă tradițională. Noi suntem o tipică casă artistică. Dom'le, în casa aceea de pe Ștefan cel Mare, numai cine și numai ce n-a fost, cum se spune, în sensul frumos a cuvântului. Eu de mic copil, cum se spune. Bine, hai să spun, eu eram copil și mergeam la școală și putem să spun că la noi în casă vine Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Strâmbeanu, Aureliu Busuioc, Ciocan, da, muzicieni. Dar atunci nu știu cum era altfel, știi? Ori eu vedeam cum se întâmplă asta, știi? Cum se naște, cum știi, deci cum spune... Tu erai alături de niște oameni pe care noi, copiii, deci vedeam doar, citeam în manuale sau titluri de carte, adică... Nu, bine, știi, eu sunt așa un tip, că mie nu-mi place să știi cum spune, să faci din asta, noresc, da, să nu știu da. Ce. Viața artistică este foarte... Este o chestie care, cum se spune, dacă Dumnezeu ți-o dat, tu trebuie să o primești. Știi, cred că cu un an înainte de a pleca dintre noi tatăl tău, maestrul Dolgan, îți amintește, noi eram la VIP magazin toată echipa da. Și dasem revista Antipar, era ora 10-9-10 seara, martie, întuneric afară, și noi ne-am gândit că azi e ziua maestrului Mihai Dolgan și ar fi bine să-l felicităm. Dar ne gândeam că în casa voastră este foarte multă lume, foarte multă veselie și noi, niște copii din casa presei, venim să-i spunem la mulți ani. Dar știu că am luat un buchet de flori, nu mai țin minte ce am mai luat, și am venit la voi și am sunat la ușă și voi ne-ați primit. Da. Și am avut, deci, cred că penultima zi de naștere în care maestru a fost în viață, am stat alături de voi acasă. Maestru ne-a cântat la pian. Da. Și am mâncat sarmalele celebre cu costițe ale doamnei Lidia. Rodica, eu vreau să-ți spun că atunci, în perioada aceea, taică-miu deja era de acum, cum spune, la vârsta împlinirii. Pentru 60... noi cea mai frumoasă, cea mai dorită muzică era liniștea. Liniștea. Și el, de fapt, îmi spunea, domnule, liniștea lui Schumann, asta este apogeul. Liniștea lui Schumann, da? Fiindcă, cum să spun, nu știu, știi, eu din 88, eu încă o dată spun, eu din 88 am început să realizez că eu stau în casă cu un geniu. Eu nu vorbesc din așa. Cum îți dai seama că e un geniu? Păi foarte simplu, fiindcă el făcea niște lucruri, cum se spune, care pur și simplu, cum se spune, tu vedeai cum se naște șlagărul, da? Cum spune el, dacă îți permitea să stai lângă, da? Dar eu, desigur, că și eu stăteam foarte cu minte. Fiindcă, spre exemplu, când s-a scris Primăvara, atunci Nea Andrei Strâmbeanu a venit cu Elena Strâmbeanu, cu soția și cu Mihaela și noi am mers la minagerie. Mica, eu, tante Elena cu Mihaela. Dar ei au rămas și-au scris, da? Că se spune că e, Dumnezeu să o odihnească, Andrei Strâmbeanu, spunea că noi am băut vodcă. Mămica ține minte, fiindcă ea. Ei au adus din turneu un balzam de la Riga, da? Și ei au băut tot balzamul ăsta, da? Dar noi stăteam într-o cămeruță mică, da? Mică, unde era o sobă, un pat și un pian. Deci încă nu era apartamentul de pe Ștefan cel Mare. Nu, noi stăteam într-o cămeruță, da, mică. Da? O sobă, deci, un pian, un pat și o masă, deci care o avem până acum, de lemn. Pentru lucrările de geniu nu e nevoie de lux. Nu, dar da? Taică-miu așa și geniu spunea. Geniu nu se naște în bogăție. El așa și spunea, eu n-am nevoie de... Bine, tot ce o primit, el o primit, cum se spune, fără ca să ceară.
Și Primăvara iarăși este o piesă nemuritoare. Primăvară, primăvară, ne amintești a câta oară pe lumina dragostei. Te întreb acum, câte din piesele care se nasc azi, în zilele noastre, ultimii 20 de ani, au atâta viață cât au avut piesele făcute de noroc? Eu nu am voie să... Dai aprecieri? Da, absolut, fiindcă știi cum... Este așa o expresie, mie nu-mi place muzica, eu mă ocup cu ea, știi? Înțelegi? Asta e profesia noastră. Decât numai vreau să spun că dacă se cântă, și o să se cânte, vrează că lucrurile au fost făcute pe adevăratele. Și mai mult vreau să spun că eu țin minte procesul, cum se lucra, da? Deci, spre exemplu, când s-o scris, eu țin minte, că acum mi-aduc aminte, când s-o scris Cerostare, piesa asta, Cerostare. Gimpu, deci Simeon Gimpu a venit noaptea, domnule. Noi stăteam la Botanica, la Cămin, da? Și el stătea în altă scară, el a venit noaptea, pe la două, a bătut la ușă, a spus, Mihai, acum nu putem cânta la pian, că anuștri dorm. Știi? Hai la Institutul de Arte. S-o sări gardul, domnule, la 3 noaptea, da? O mers acolo, stătea ăsta, dormea. Nu, dați-ne o clasă să mergem acolo. Și-au făcut Cerostare, da? Sau, spre exemplu, cum alte chestii, când, spre exemplu, se suna noaptea, da? Vierul îl suna, Matkovski, Strâmbeanu, da? Strâmbeanu, de fapt, el eu consider geniu pe Strâmbeanu, fiindcă el putea... El nu este, da, dar dacă el îți spunea, iată, eu îmi permit acum, cum se spune, îți mai mic de vârstă, cum spun, că eu sunt copilul trupei, cum spun, dar când îi spunea, măi, idiotule, el spunea cu atâta dragoste lucrul ăsta. Profunzime. Da, fiindcă el îi numea pe oameni care el consideră că, domnule, ăsta face ceva. Și el îi spunea la o formă, cum se spune, că... Băi, tu îți dai seama ce faci, adică tu ești. Superlativ, un compliment. Da, înțelegi, trebuia să-l înțelegi, da? Norocul a făcut ravage în toată Uniunea Sovietică. Iubiți peste tot unde au concertat. Cum erau ei în plan financiar? Uh-huh. Aveau o viață îndestolată oamenii norocului. Povestește, mai să vorbim un pic, nu neapărat despre bani, cât despre... Eu am să-ți povestesc niște lucruri care sunt niște chestii, știi cum spune, care sunt luate din realitate. Desigur că artiștii, cum spune, foarte bine câștigau atunci, știi? Se lucrau, deci, mult, câte două, câte trei concerte, dar ei și câștigau foarte bine. Pe zi. Da, da, pe zi, da. Și ei aveau bani foarte buni, da? Și uite că în 70, da, sau în perioada anilor 70, când iarăși ei erau la răsăritul depărtat, nu știu cum mămica îmi povestea cu... Mai mult îmi povestea maică-mea. Da. Și taică-mea, de fapt. Vă zic că în lift, la nu știu unde erau, în ce oraș, dar la hotel, în lift, s-au întâlnit cu un mare muzician din Slovacia, mi se pare că. Și atunci, el, când a auzit cântă un artist, a spus, el așa a spus rusește, Mihai, если бы я написал такие песни, я бы давно уже был бы миллионер. Да. Și da, taică mi-a spune, și da, eu... Modest? Da, da, eu îi spun, și că, da, eu... De mult? Și că eu очень хорошо зарабатываю. Da, și el spune, zic, da, scolca. Da, și stai că mi-o spun. Eu am hotărât să-i spun că, într-adevăr, ei câștigau banii ăștia. Spre exemplu, pe lună să ai 400-500 de ruble, asta erau bani nebuni, da? Da. Atunci, zic, nu, mă, очень хорошо, зарабатываем 400-500 ruble. Eu acela face o pauză, să te spun, zic, da, в час? Înțelegi? Punct, s-a terminat. Construim viitorul acasă. Inamstro. Muzica.
dragul nou muzical. Norocul la drum se pornea, tânăr ca floarea și duminical, la lume noroc împărțea. Flori îndemna să resară sub cer, sub steaua curatului dor. Florile au poze cerate de cer, iar steaua mâncate de nor. Flori îndemna să resară sub cer, sub steaua curatului dor. Florile au poze cerate de cer, iar steaua mâncate de nor. Florile locului, florile locului din nou au înflorit. Steaua norocului din nou a răsărit. Florile locului, florile locului din nou au înflorit. Steaua norocului din nou a răsărit. Tineri ca floarea suntem și acum, tot ce e tineri ni drag. Atunci când pornisem la drum, din dulce melodic melac. Dornic de sunetul nou luminos, cu același în inimă foc. Dornic de omul cel nou și frumos, norocul vei spune noroc. Dornic de sunetul nou luminos, cu același în inimă foc. Omul cel nou și frumos, norocul vei spune noroc. Redactat cu Rodica Ciolănică. Se vede bine fiecare care vine. Pus o soarte, pus un gând, pus o soarte cu avânt. Ies acasă, sunt cu tine, azi ne simțim mai bine. Iată, ne reveniți în partea a doua emisiunii. Vă amintesc că suntem cu artistul Radu Dolgan și ne amintim astăzi de Mihai Dolgan și oamenii norocului, pentru că mâine Mihai Dolgan ar fi împlinit 80 de ani. Radu, în 91 ai participat la festivalul de la Mamaia și ai luat trofeu? Da, tu știi, uite, eu, mie nu-mi place să mă laud, dar eu aici vreau să spun pentru generația, hai să spun, ca un fel de statistică document, eu sunt
primul artist din Basarabia care am câștigat premiul întâi la Mamaia. Deci, și asta a fost absolut întâmplător. Mie nu-mi plac concursurile, nu-mi plac absolut. Nu. Eu, pur și simplu, am mers la... M-au alungat de acasă, da? M-au spus, du-te la mare, du-te acolo și poftim acolo un concurs de muzică. Și eu știam ce înseamnă Mamaia și tot. Dar eu am mers, pur și simplu, să mă simt bine, știi? Și, na. Ce ai cântat acolo? Eu am cântat două piese, zic, o piesă a mea, Noi tinerii, pe text de Matkovski, de Dumitru Matkovski, și Dar eu te mai iubesc, care ulterior a devenit mare șlagăr în România. Eu am cu piesa asta, eu de fapt și-s cunoscut în România. Și după 5 ani ai revenit acasă? Oh, asta e o istorie, știi, asta cred că o să trebuia să povestesc două emisiuni. Nu, știi, din momentul acela, cred că eu... Rodica, eu cred că... Eu am început să cred în destin, fiindcă atunci am făcut cunoștință cu Cesi, cu Loredana, că ea este viitoarea ta soție. Da. Așa o numim noi. S-a întâmplat într-așa un mod că noi ne-am îndrăgostit. Dar ea mi-a spus că eu am știut că eu am să te întâlnesc. Ea a avut așa o presimțire. Ea a văzut festivalul Mamaia și a spus, eu am să fac cunoștință cu băiatul ăsta. Și noi ne-am întâlnit în intrarea hotelului, da? Unde stăteam eu. În centrul Bucureștiului, eu mergeam la spectacol, ori ea venea la o cafea cu prietena ei. Și când m-a văzut, zic, uite, ăsta e el. Da? Și după aia, gata. Da. Da, nu v-ați căsătorit atunci. V-ați despărțit, v-ați reîntâlnit peste câți ani. Cum a fost mai departe? O, Rodica, asta de aia și spun, asta a fost ca într-un film. Știi? Asta a fost ca într-un film. Noi a trebuit să ne căsătorim în 92. Da? Când eu am mers la ea acasă, la Timișoara, ea e bănățeancă. Așa. Ea m-a luat la ea acasă. Eu am făcut cunoștință cu părinții. Deci aveai 22 de ani. 22 de ani, da. Și noi stăteam de acum împreună la București. Stăm împreună și ne simțeam bine și așa. Și după aia eu am adus-o la Chișinău, acasă. Și aici v-ați simțit bine. Și aici, super, a fost, da. Așa. Ea deodată a fost primită, fiindcă ea e de-a noastră. Ea e tipica... Și părinții tăi au îndrăgit-o deodată. Și mai departe. Da, ea e... știi cum se spune în internațional? Ea e artist. Știi? Ea e de-a noastră, cum se spune, știi? Așa. Da. Și... păi, cum să spun? Am fost tineri și normal că făceam și greșeli, știi? Ori eu atunci am crezut că... cum să spune, știi, este așa o expresie pe românește, că am crezut că l-am apucat pe Dumnezeu din picior, știi? Fiindcă eu, într-adevăr, aveam un succes colosal. Da. Eu lucram să-l polivalente, câte două concerte pe zi, da? Așa. În toată România, și sala Palatului, sala polivalentă, și la Teatru Tănase, eu cântam la cel mai bine văzut night din București, la Atene Palace Night, da? Așa, și... și eu am crezut că, domnule, așa o să fie toată viața, știi? A revenit un moment când a trebuit, pur și simplu, să fac o alegere. Eu eram acolo, ori taic-meu își continua activitatea aici, el a fondat Orchestra Mare Noroc, da? Un big band mare și în anii cei el m-a rugat să revin acasă pe o perioadă să-l ajut pentru ca să facem un program, să prezentăm programul și era un cum să spunem, era o treabă, cum să spun, foarte serioasă, ghidată de președintele Snegur pe atunci, da? Un big band național. Și eu am revenit acasă, am făcut programul, am stat vreo câteva luni acasă, ori turneile mergeau, cum se spune, și impresarul cu care lucram, asta era unul din cei... Erau doi impresari, da, în România. Cu unul din ei lucram, eram în echipă, cum se spune, eram în echipa lui, da? Și el m-a sunat de vreo câteva ori și mi-a spus că tu vreo câteva turnee deja de acum nu mai ești. Ce faci? Ori eu am crezut că am chemat oricând și oriunde și așa. Și a venit un moment când pur și simplu nu m-a mai sunat, știi? Ei, și eu atunci eram în perioada când credeam că, domnule, eu
Eu, de fapt, am apucat tot, știi? Și m-am și certat cu Loredana atunci, știi? Ea era atunci deja în 94, da? Așa. 94 până 94-95. Ea primise, o invitație din partea lui Silviu Purcărete, Marele Purcărete, să fie în cel mai mare proiect teatral din Europa, Danaidele, da? Și mi-a spus că, iată, tu ești la Chișinău, dar eu am să merg în turnee prin toată lumea. Și după aia o să trebuiască să vedem ce facem. Da? Și eu nu am putut să-i spun nimic în perioada aceea, fiindcă eram tânăr, credeam că, cum se spune, tot o să fie veșnic și tot o să fie și da, fete și nu știu ce și încolo și încoace. Și am ratat momentul, știi? Și noi am făcut o pauză. O pauză destul de lungă. Care tot ne-a dat-o Dumnezeu. Noi nu ne-am văzut 12 ani de zile. Wow! Da. Când, fii atentă că ea m-a sunat, m-a găsit. Deja fiindcă eu nu știam ce-i cu ea. Da? Eu mă rugam la Doamne, Doamne, și spuneam, spune-mi numai că totul e ok cu ea. Și da, că ea are familie, are copii, dar eu să știu unde este, da? Eu nu știam unde este. Eu știam că e undeva pe continentul american, dar nu știam unde este. Când într-un an, pur și simplu, nu erau încă telefoane mobile, o sunat, cineva la telefonul fix și prietena ei, cea mai bună, Claudia, care de fapt ne-o și întorlocat, cum spune, da? Din nou m-o găsit, da? Și mi s-a spus la telefon că noi te căutăm din Canada, da? Și iată așa, noi din nou, cum se spune, ne-am găsit. Deci e cam greu te miști așa spre... O, da. Iei decizii greu în viață. Nu, deci știi cum a fost să fiu... De ce spun? Că cred că a fost scris. Atunci când s-a îmbolnăvit taicul meu, noi nu am crezut că o să se întâmple în modul ăsta. Și așa de repede o să se... scrie soarta noastră familiară că tăticul ne-a părăsit în practic într-o noapte. Știi? Și în data de 14 martie el deja era în reanimare în 2008. Și eu am venit cu telefonul mobil de acum la el și mica l-a felicitat. Și el atunci a reușit decât numai să-mi spun, fiindcă el era foarte delicat. El mi-a spus, să vedeți ce faceți. Da? Și după ce a plecat sus, i-au luat decizia să vină la Chișinău, să lasă tot acolo. I-au adus părinții, fratele, i-au lăsat job, i-au lăsat casă, mașină. Pentru cine? Da, și i-au revenit la Chișinău. Și noi ne-am am pus semnăturile da, aici, la Chișinău. Important să crezi în cu adevărat în ceea ce vrei să faci, în ceea ce, nu știu, chiar în relație, știi? Fiindcă eu mă întreb, domnule, ce m-a ținut să nu mă căsătoresc 12 ani de zile, știi? Să nu fiu în relații mai așa. Da, mai serioasă. Vă zic că ceva a fost. Vă zic că, Doamne, Doamne, totuși a scris ceva acolo pentru noi. Povestea celor doi. Da, dar povestea celor doi a fost foarte simplu. Linia melodică era. Ori eu eram la baza de repetiții într-o bună zi și a venit Loredana și a spus, dar ce cânti tu aici? Eu spun, iată cânt o piesă, nu știu ce. Ia hai să o ascult. Iată, și eu am început să cânt, nu știu ce. Și ea a început, nu știu ce. O mers acasă. Și peste vreo câteva zile i-au venit cu textul. In Vitro Diagnostics. Inovații medicale la discreția ta. Că tu ești aici.
Redactat cu Rodica Ciolănică. Cui semeni tu, mami sau tate? Pentru că, de fapt, și mama și tatăl tău aveau aceeași ținută scenică ca și tine, aceeași abordare de rock, indiferent de vârstă. Deci, niște oameni care tot timpul, prin felul în care s-au manifestat în scenă, au fost niște oameni foarte tineri. Pentru că vârsta noastră este cea pe care o simțim, știi? Nu știu, eu niciodată nu m-am întrebat cui semăn. Eu, domnule, sunt așa cum sunt. La primul concert în 88, la primele concerte, da. eu am stricat un potențometru de la un amplifier din scenă și taic-meu, după ce s-a terminat concertul, m-a chemat la el și a spus: fii atent,
asta e figura care tu ai făcut-o prima și ultima oară, fiindcă eu am ieșit cu stativ, cu chestii, cu da. Nu știu. Și eu eram, de fapt, atunci eram super de nebun, cum să spun. Și acum, domnule, când lumea se uită la mine, chiar și comenturile astea pe internet, acolo, nu știu ce, mai apar la emisiunile astea, când se uită cu părul ăsta, cu nu știu cu ce, cu stativ, spun, băi, ăsta fumează ceva, ăsta nu știu ce sunt. Nu, domnule, eu sunt așa, iată așa sunt eu, înțelegi? Se deranjează comenturile astea când s-au... Nu. Nu? Nu, pe mine nu mă deranjează. Dar chiar e ok că scriu, știi? De când nu scriu e rău, știi? Dar lasă scrie, știi? Radu, dacă ți-amintești ce ți-a spus vreodată, nu știu, maestru Dolgan, o apreciere, pentru că el nu lăuda la fiecare pas pe oricine. Și lăuda vreodată fiul. Nu. 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 Dar știi de ce? De-aia, fiindcă el, cum să spun, el prea, cum se spune, el avea un nivel atât de înalt, cum se spune, profesionist, el era profi, știi? Așa. Profi, pur și simplu, înțelegi? Tu, când erai cu el în scenă, tu simțeai, știi, parcă stă un munte în spatele tău, știi? Și el tot timpul, știi, te stimula, știi, cu frazele lui la clape. Dom'le, el când era în viață, eu de acum stăteam și mă gândeam, el când nu o să mai fie în viață, eu nu știu dacă am să mai găsesc un clapist din ăsta. Eu știam că nu o să mai fie. Ca să se producă așa un motor în scenă, da? Și adevărul este că Dumnezeu m-a ajutat și eu foarte mult am stat lângă el în perioada asta, când am revenit din România. Noi foarte mult am cântat live, Rodica. Noi cântam cu lunile live. Noi, pur și simplu, atunci nu prea era de lucru și noi mergeam la bază de repetiții pur și simplu să cântăm. Știi? Și noi cântam în pieces-uri, noi cântam, pur și simplu cântam teme de jazz, cântam rock music, știi? Dar lucrul ăsta se întâmpla într-atât de firesc, știi? Și uite, așa o luat naștere o serie de piese care după asta au fost... asta, eu am două albume pe piața muzicală. Ele s-au creat în perioada aceea. Radu, da. Loredana a lăsat pentru tine o viață, nu știu, avea o carieră frumoasă acolo, de succes, familie, tot pentru tine. Este împlinit aici, la Chișinău? Cum să spun, Rodica, eu nici nu știu cum să răspund la întrebări de genul ăsta. Noi pur și simplu suntem familie, știi? Radu, cine te ține acum drepturile de autor asupra pieselor făcute de tatăl tău? Familia noastră. Familia voastră. Da. Câștigați bani din asta? Bani frumoși? Cum să spun? Nu, frumos, nu. Frumos, eu înțeleg ce înseamnă frumos, dar nu. Republica Moldova nu oferă așa ceva, din păcate. Dacă până la urmă vorbim de pe tema asta, numai din De ce plâng chitarele, care este cântat la, hai să spun, greu de Dan Bălan, trebuie să ne vină o sumă foarte mare. Ce înseamnă o sumă foarte mare? Mare, de tot. Și dar cum să spun... Sunteți în litigiu cu Dan Bălan? Da, absolut. Da, noi, el, și eu aici am să spun așa cum este, poate lumea nu știe, dar eu am să spun așa cum este. El nu are voie să cânte piesa asta. Ați apelat la un avocat? Eu nu vreau să vorbesc pe tema asta. Deocamdată, cum se spune... Nu, noi nu vrem să scoatem din casă asta este treaba familiei noastre, okay. Știi? Ori, din punct de vedere artistic, eu vreau să spun așa, că așa nu se face. Dar nu ați avut niciodată o discuție cu Dan la tema eu, asta? Cum să spun? Eu am putut de mult să-l găsesc, știi? Prin alte căi, dar eu aștept momentul să dau ochii cu el. Radu, au trecut foarte mulți ani de când și să-l întreb. Niște lucruri omenești. Din deci tăi tu... să-l întreb. Dar după aia de acum eu am să văd ce am să fac. Au trecut foarte mulți ani. Nu dar... e prea târziu să aștepți atât? Nu, aici nu este vorba că e târziu sau nu. Aici este vorba că eu vreau ca lumea să știe că varianta asta derivată, fiindcă asta nu este De ce plâng chitarele, asta este altă piesă. Or, lumea artistică profesionistă nu își permite să facă așa deci ceva. Deci crezi că... Nici o țară
din lume nu se procedează în modul ăsta, fiindcă tu nu ai voie să schimbi nici linia melodică și nici textul, da? Și după aia să promovezi piesa la greu, neavând contract. Ce relație ai cu Dumnezeu? Nici nu știu cum să spun, știi, când eu simt când vorbesc cu el, ori sunt perioade când simt că nu vorbesc, știi, și atunci când nu vorbesc mă simt foarte foarte incomod, nu că foarte necomod, poate, știi, dar știu că asta e o stare firească, știi, cu stările trebuie să te împaci. Tu trebuie să treci prin, fiindcă asta tot e legat de absolut de tot, știi? Mai ales stări artistice, știi? Și atunci încerc să vorbesc cu mine, știi? Să mă găsesc, știi? Pot să iau o notă, știi, acolo la clape și dacă văd că nu, atunci pot să nu mă apropii de clape de săptămâni, de zile. Ori atunci când dacă m-am apropiat și spun că da, atunci gata, știu că am binecuvântarea asta, știi? Știi, se spune că cel mai important în acest dialog al nostru cu Dumnezeu este recunoștința, să ne manifestăm recunoștința. Tu pentru ce ai spune mulțumesc lui Dumnezeu? Pentru tot. Pentru absolut tot, pentru cum spun, momentele, pentru perioadele de viață care mi le-a dat, când eu mă consider, de fapt, un om împlinit, știi? Taică meu așa și îmi spunea, dacă vorbim mai mult de el, el îmi spunea, băi, tu ai cunoscut succesul prea devreme, știi? Da, fiindcă eu am venit din România, eu deja am venit ca un fel de... Superstar. Da, un fel de nu știu ce, știi, cum zic, nu-mi plac cuvintele astea. Ori el a simțit lucrul ăsta și el a spus, e prea devreme, știi? Radu, eu îți mulțumesc enorm pentru acest timp pe care ne l-ai oferit la Neredactat. Ne-am amintit de atâta lume frumoasă și, știi, de multe ori mi s-a dus aici un nod în gât, pentru că, din păcate, nu o să-i mai întâlnim niciodată în viața asta. Da. Sper că le-am adus puțină lumină azi vorbind despre ei. Ce-ți dorești de la acest an, 2022? În primul rând să ieșim din toată povestea asta cu bine, să reîncepem procesul nostru artistic, creativ. Și dacă vrea Dumnezeu, cum spune, să ne ajute, să prezentăm vreo câteva live-uri. Ar fi tare frumos. Eu sunt alături de voi și cu sufletul și cu sprijinul, dacă pot să fac ceva, ca asta să se întâmple, să știi că... Da, Rodica, noi ne cunoaștem de mulți ani de acum. Îți doresc să avem și oameni de afaceri care să sprijine aceste inițiative frumoase pentru cultura noastră. Dumnezeu. Și guvernarea la fel. Cred că avem un mic cadou pentru tine de la partenerii emisiunii. Un vin pe care vreau să-l împarți azi cu Loredana și cu... Mați, cu doamna Liduța. Ia o să se bucure, mânica. Și o să te rog să-mi lași și un autograf. Radu, îmi lași un autograf, după care o să te invit din nou în scenă. Neredactat, cu Rodica Ciolănică. Dragii mei, am ajuns pe finalul acestei frumoase emisiuni în care ne-am amintit de maestrul Mihai Dolgan, maestrii Ștefan Petrache, Iurie Sadovnic și mulțime de alte nume de oameni frumoși care au făcut cândva formația Noroc, ajunsă la 55 de ani, și despre Mihai Dolgan, cel care mâine ar fi împlinit 80 de ani. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă las în continuare cu EXO Band și Radu Dolgan, care ne spune cum cântă un artist. Seară frumoasă, Chișinău, seară frumoasă, Moldova! Cântă un artist, cântă un artist, zâmbet optimist, zâmbet optimist, numai dorul lui, numai dorul lui. Spune nimănui, tu încă mai crezi, tu încă mai crezi, ochilor ce-i vezi, ochilor ce-i vezi, vrei să vezi în ei, vrei să vezi în ei, chemarea dragostei. Spre ochii ei, spre oceanele văzui, plutește acum corabia speranței lui.
sabia speranței lui. Cântă un artist, cântă un artist, zâmbet optimist, zâmbet optimist. Numai dorul lui, numai dorul lui, nu-l spune nimănui. Ce-i așa? Și de ce-i așa? Întreabă dragostea, întreabă dragostea, întreabă dragostea. Neredactat, o emisiune realizată cu susținerea In Vitro, In Amstro și Land of Basarabia. Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Mamă, chiar îmi pare rău. E complicat cu drumul, nu a apucat curățe zăpada. Cred că nu mai venim. The night's still young, I'd say. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for. Let's fly out from Manhattan to the California shore. Ștefănel, bunelul te felicită. Să vezi ce tort ți-a gătit bunica. Hai, dă-o pe mami la telefon. La mulți ani, draga mea. La cât veniți, mă, copii? Don't say you have to go. Don't say you need to run. Stop the clock on Central Station and we can have a drink downtown. Let it be the night that I am longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Just to drink pina colada on a hot, wet summer's day. Despărți distanțe sau ani, acasă timpul se oprește, inimile se apropie, iar sufletele se bucură. In Amstro vă urează sărbători fericite!